Ultimul succes al dinamoviștilor fața Craiovei a fost pe 25 februarie anul trecut. 2-1 învingea Dinamo cu Cosmin Contra pe bancă. Deci o fază bună de atac a oltenilor. Micușor Pancu nereușind acolo să îl învingă pe portarul Muțiu. Și totul a plecat de la o nouă degajare inspirată a lui Piliaceli. Renato Chelic, cel care a trimis în afara terenului de joc. Sunt periculoși dinamoviștii, parcă s-au adaptat mai bine cei de la Dinamo și gol! Marchează Matia Montini în minutul 30 al partidei, dintr-un careu suprapopulat al Craiovei. Matia Montini găsește drumul spre gol. Încă o dată faza, totul a plecat de la cornerul bătut de Hanca. Peșiș trimite în careul Craiovei și Montini are acolo o execuție. Extraordinar, Matia Montini, numai el știe cum a găsit această execuție, dar este într-adevăr un gol super spectaculos al lui Matia Montini. Dinamo conduce CS Universitatea Craiova cu 1-0. Italia victoriei cu Hermannstadt. S-a întâmplat însă pe 25 august. Acum șansă bună Mitriță. Șutul său blocat însă de Muțiu. Iată-l pe Mitriță. A ieșit bine acolo Muțiu pentru a închide unghiul lui veteranului Dinamo. Atunci reușeau să învingă 1-0 cu golul marcat de Geri Gane. Contra-atacul lui Dinamo, o centrare în fața porții și este gol! Montini, tot el! 2-0 la 3 minute de la reluarea jocului. Dinamo se duce la 2-0 pe tabelă. Defensiva Craiovei depășită o dată în plus. Iată faza cu Peșić și pasa lui, asistul lui Gomelt. Montini este omul potrivit la locul potrivit. Piliaceli cu mâinile pe sus cerând acolo o poziție de offside la fostul lui coleg de la AS Roma. Golul este însă valabil și din minutul 49 Dinamo se distanțează pe tabelă. Are 2-0 grație italianului Matia Montini. Cel campionat. Corner ezită. Piliaceli acolo. În ultimul moment portarul Craiovei reușește să trimită în afara terenului de joc. Iată-l aici pe Piliaceli. Dă să iasă. În ultimul moment face un pas înapoi. Se întinde și reușește să trimită din nou în afara terenului de joc. Salomão, cel care a executat și acest corner. Din nou portughezul agață în ultimul moment. Salomão minge întoarsă pentru Sorescu. Centrarea lui Sorescu și gol! Montini! Este în zi de grație, italianul realizează hat-trick-ul. Vă spuneam că în urmă cu 7 ani Matia Montini înscria într-un AS Roma Primavera, Vareze Primavera, 3 goluri. La vremea respectivă Vareze era pregătită de Davis Mangia. Acum Mangia retrăiește practic acele clipe din urmă cu 7 ani. Iată-l pe Montini reușind să marcheze pentru a treia oară în această seară. Piliaceli încearcă să evite golul, dar nu reușește. 3-0 Dinamo împotriva Craiovei. Rezultat uluitor aici în șoseaua Ștefan cel Mare.